A fost a șasea zi în care craiovenii au fost invitați să se alăture evenimentelor organizate de zilele orașului. Totul ok, ne simțim bine și să spunem că și micuța se va simți la fel. Ne trimiți așa pupici? Da, mami, pup. Pupici? Da. Da, mami, pup. Sigur, sigur. Hai cum facem noi, pupici? Foarte frumos. De fapt, în fiecare an e câte ceva. Distracția a fost întreținută de Raluca, Mandinga și Alex Velea. N-am mai fost de ceva vreme aici la voi și mă bucur foarte tare să petrec din nou cu voi, pentru că de fiecare dată când am fost la Craiova am petrecut așa cum trebuie. Avem noua noastră piesă, Besa Mei, pe care o puteți găsi și pe YouTube. Da. Celelalte piese sunt piese tot așa energice, petrecere, exact cum v-am obișnuit. În această seară se vor încheia evenimentele dedicate zilelor orașului. Înainte de tradiționalul foc de artificii, craiovenii pot cânta piese cunoscute alături de artiști iubiți în bănie, Gabriel Cotabiță și Cristi Minculescu.